Asa, Asamoah, Asamoah trage tare la colțul scurt. Pausa. O minge ajunsă și trimisă în poartă de Bahasa. Nu este offside pentru că balonul vine de la adversar. Bahasa deschide scorul. Mingea lovită cu capul. Lovită cu capul de fundașul Opruț. În asemenea situații iese din discuție orice offside, pentru că se consideră minge venită de la adversar. Opruț vrea să joace mingea, poate direcția. Continuarea lui Bausa, încearcă să-l dezechilibreze Boateng, nu reușește. Pasa pentru Basa, doar un jucător însă în careu. Basa! Gol! 2-1! Acțiune perfectă a lui Basa. Și Ghana o readuce pe FCU în avantaj. Se analizează la VAR, de fapt se verifică, dar nu e absolut nimic. Ce ușor ajunge Ghana în fața lui Christopher Brown. Iată doi jucători intrați în această repriză secundă. Foarte bun stopul și șutul prins de Letița. A fost Bahasa aplaudat. Stopul a fost memorabil. O fază făcută de Bahasa, care culcă un adversar, îl fixează pe al doilea, pe Grameni. Bună pasă dată de Enache, Bahasa, care a făcut o partidă bună aici, în banda dreaptă. Mai departe, pentru el, cu stângul scoate Moldovan. Spațiu mare în mijlocul careului. Uite, uite cât de mare pentru Bahasa. Joacă bine Bahasa. Îi trebuia un mijlocaș acolo. Și dașul stânga belgian. Foarte bună trecere, excelentă trecerea lui Bahasa. Centrarea lui Bahasa bună și voleul lui Chițu, fază frumoasă. Șansa de a înscrie, drept execuția e dificilă. L-ai văzut pe Daua, care a fost francezul. N-a fost offside. N-a fost offside. Foarte bună, foarte bună pasa. Și asta este prima fază care caută colțul lung și Târnovanul scoate. O nouă intervenție perfectă a lui Târnovanul. La o minge grea, o minge care găsea colțul. Bausa. Pe Bausa, da. Frumos, foarte frumos. Încă o dată, pasă minunată, excelentă a lui Bahasa, care își continuă recitalul. Dar driblingul lui Bahasa, al câtelea, al de fiecare dată când a vrut să treacă, a trecut.